Jucătorii de tenis cu origini muștelene, Raluca Ioana Olaru și Victor Hănescu, au fost eliminați încă din primul tur al concursului de mare șlem de la Roland Garros. Ochii românilor sunt însă îndreptați spre Simona Halep, locul 4 în lume, dacă va reuși să câștige concursul de la Paris după ce favorita numărul 1, Serena Williams, a fost eliminată. Sportivă de nota 10, atleta de la LPS Câmpul Lung, Andreea Panțuroiu, a trecut cu bine și de bacalaureat. L-a susținut în sesiune specială la Ploiești și a avut examene programate la limba română, istorie și geografie. Cea mai mare notă a obținut-o la geografie, 7,90, iar media generală, 7,43. Nu a fost așadar 10, ca în sport, și chiar dacă media generală nu o mulțumește, Andreea este bucuroasă că l-a trecut. Programată inițial pentru acest sfârșit de săptămână, Cupa Prieteniei la fotbal pe teren redus și rezervată elevilor de gimnaziu a fost amânată pentru săptămâna viitoare. Decizia a fost luată de organizatori de comun acord cu reprezentanții echipelor participante și asta ca urmare a vremii nefavorabile care se anunță pentru acest weekend. Penultimul test pentru acest sezon, Muștelul Câmpulung îl va da la Suseni. După ce a pierdut surprinzător în semifinalele Cupei României, ratând unul dintre obiective, muștelenii n-au voie să facă niciun pas greșit în cele două meciuri rămase în campionat. Vă prezentăm programul în divizia D. Atletic Bradu 2 Sporting Pitești, Dinamic Curtea de Argeș, Viitorul Ștefănești, Olimpia Suseni, Muștelul Câmpulung, Viitorul Cireșu ASE Valea Ursului, ASE Bascov, ASE Miroș și CS Mioveni 2 CS Rucăr. Ce se domnești vasta?